Distrugătorul britanic HMS Duncan și fregata turcească TCG Ildirim din compunerea Gruparea Navală Permanentă NATO SNMG-2 vor ancora mâine în portul militar. Escala va dura 2 zile, timp în care marinarii străini se vor întâlni cu oficialitățile constanțene și vor vizita obiectivele turistice. În program sunt incluse și activități sportive cu militarii din forțele navale. HMS Duncan este ultima navă construită din clasa distrugătoarelor de tip 45 și dispune de echipamente de comunicații și sisteme de luptă de ultimă generație. SNMG-2 a executat misiuni complexe în Marea Neagră în ultimele 2 săptămâni din luna iulie. La operațiuni a participat și fregata Regele Ferdinand. Cele 3 nave militare au desfășurat misiuni specifice de supraveghere a traficului maritim, precum și antrenamente comune de luptă împotriva amenințărilor aeriene, subacvatice și de suprafață.